Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou, suntem față în față cu dumneavoastră, cu o nouă temă și cu un nou invitat în studiul nostru, de unde vă salutăm și vă mulțumim că și în seara aceasta ați ales să fiți cu noi. Îi spunem un venit invitatul nostru, domnul Radu Zidaru, avocat și expert pe libertate religioasă în cadrul For România. Domnule Zidaru, bine ați venit! Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație! Teologic vorbind, fiecare dintre noi cerem dreptul de a ne închina, așa cum Moise a cerut ca poporul să se închine împreună cu el în fața lui Faraon și știm că a fost refuzat până Dumnezeu a trebuit să intervină, și noi cerem în fața autorităților, a cezarului în zilele noastre, ca fiecare dintre noi să aibă posibilitatea de a se închina, de a-și practica credința fără nicio restricție. Lucru care am văzut că în anul care a trecut și încă și anul acesta este sub o umbră, a spune eu, limitat, un drept limitat, și vom vedea ce implică acest lucru din punct de vedere juridic. Înainte de a intra în detaliile acestei probleme, aș vrea să dăm o definiție a ceea ce înțelegeți dumneavoastră prin libertate religioasă. Libertatea religioasă este, mă rog, plecând de la textul fundamental, de la legea fundamentală, este în esență un drept pe care statul recunoaște atât persoanelor care doresc să și le exercite, dar și cultelor religioase recunoscute de către lege. Acest drept, referindu-le la persoana fizică, implică o latură interioară, adică dreptul persoanei de a avea în forul interior o credință, un simțământ religios, și sub aspect exterior, acest drept presupune libertatea persoanei fizice de a-și exercita ceea ce simte în exterior. În ceea ce privește cultul religios recunoscut de către stat, libertatea religioasă pentru acesta reprezintă posibilitatea acestuia de a se organiza potrivit propriilor sale legi sau norme pe care el le dictează și a da posibilitatea credinciosului, a da posibilitatea cetățeanului care dorește să-și exercite libertatea religioasă, să creeze cadrul ca el să-și exercite această libertate. Dacă toți suntem în zona aceasta juridică, aș vrea să ne spuneți despre modul în care statul român garantează, sau aș spune, fie că este legea fundamentală sau fie că este altceva. Sigur, statul român, plecând de la Constituție, pentru că suntem pe teritoriul statului român și de multe ori nu avem această conștiință că suntem pe teritoriul statului român, a prevăzut în Constituție o serie de garanții privitoare la libertatea religioasă. În primul și în primul rând, cu referire la persoana fizică, este consacrată în Constituție regula imposibilității îngrădirii libertăților religioase. Așadar, credințele religioase se manifestă liber. Ceea ce este interesant de observat este că am avut o situație în istorie de vreo aproape 50 de ani, jumătate de secol, în care statul a încercat să limiteze chiar forul interior al libertății de credință prin inocularea doctrinelor comuniste. La ora actuală, statul nu va putea sub nicio formă să limiteze forul interior. O persoană nu va putea fi obligată, din punct de vedere juridic, să adopte o credință împotriva voinței, împotriva a ceea ce simte ea. Cu toate acestea, sub aspectul exterior al manifestării de credință religioasă, statul poate să opereze anumite îngrădiri, însă se cer a fi respectate anumite condiții pentru ca aceste îngrădiri să aibă un caracter constituțional, pentru că se afirmă în articolul 1 din Constituție respectarea Constituției și a supremației Constituției și a legilor sale. Deci statul trebuie să aibă foarte mare grijă când restrânge nu libertatea religioasă, și este foarte important de subliniat această distinție, ci exercitarea libertății religioase. Măsura de restrângere nu trebuie să vizeze dreptul însuși, ci trebuie să vizeze doar exercitarea. Și sigur, se cer îndeplinite anumite condiții vis-a-vis de această restrângere. O altă garanție a libertății religioase o constituie autonomia cultelor.
Această autonomie a cultelor religioase presupune faptul că acestea se pot organiza în mod liber. Au, să spunem, organe de judecată, organe de disciplină. Statul nu are competență în acest sens să exercite un control sau să-și impună prin norme juridice anumite viziuni de natură juridică. Prin urmare, și autonomia cultelor religioase reprezintă o garanție a exercitării libertății religioase în ansamblul ei. Cam asta ar fi, iarăși o altă garanție este cea a faptului că, virgulă, cultele religioase se organizează potrivit propriilor statute. Deci au această posibilitate de a se organiza. Deci iată, avem atât cu privire la persoana fizică, cât și cu privire la persoana juridică, garanții care apără în mod normal libertatea religioasă. Plecând de la situația actuală, ne întoarcem puțin în ceea ce a fost anul 2020. Un an destul de dificil și în ceea ce privește libertatea religioasă, am văzut că în anul 2020 au fost foarte multe provocări. Aș spune eu, și vă mulțumesc pentru definiția pe care ați dat-o la începutul discuției noastre, mulți dintre noi, cei care suntem creștini practicanți, am avut parte de libertate religioasă în trecut și practic nu prea am știut ceea ce avem sau nu am fost destul de mulțumitor lui Dumnezeu pentru libertatea de care am avut. Am început să realizăm și noi de aici, am spus-o de atâtea ori, că într-adevăr, nu trecem prin perioada de prigoană, că știți că la un moment dat s-a discutat despre persecuție, prigoană. Nu vorbim de prigoana aceea pe care o găsim astăzi în, știu, în Nigeria sau în Coreea sau de Nord sau în China. Sau, da? Nu putem vorbi de o prigoană, nu se pune problema, dar de o limitare a libertății de credință s-a discutat și știm că avem exemple foarte clare. Deci nimeni nu poate contesta. Acum, din punctul de vedere juridic, ar trebui să vedem dacă într-adevăr și legislația din România, pornind de la articolul 9 din Constituție pe care tocmai l-ați citat, întotdeauna dacă a fost. Și haideți să ne uităm la câteva exemple. E că e cel mai simplu pentru noi, plecând, să extrapolăm aceste idei, pornind de la niște exemple clare. Și știu că ați și scris, ați luat atitudine și este de apreciat lucrul acesta. În perioada învierii Domnului, sărbătorii învierii Domnului, dar vorbim despre perioada aceea de stare de urgență, da? Au fost discuții, s-au generat atât de multe emoții de tot felul. Oamenii, vreau să spun că au fost foarte nemulțumiți și statul a dat dovadă de o lipsă de comunicare, de o lipsă de înțelegere. Practic, lipsa aceasta de a discuta, de a comunica în mod, să spunem, coerent. Nu numai cu cetățenii, cu credincioșii, inclusiv cu bisericile, cu cultele. S-a discutat într-un mod foarte, foarte dificil sau nu s-a discutat chiar deloc și starea aceasta a generat niște decizii, a spune eu, greșite, decizii care a creat emoție. Noi suntem români, încă fierbe sângele nostru, așa cum ne știe toată lumea din istorie și exact imposibilitatea aceasta ca oamenii să participe la slujba de înviere a dus la niște discuții și niște probleme majore în ceea ce privește relația credincioși cu stat, cu statul și, bineînțeles, bisericile cu statul. Cum vedeți dumneavoastră sau cum ați văzut dumneavoastră problema aceasta a sărbătorii pascale? De fapt, această situație nefericită de altfel, pe undeva, sigur, este de înțeles și din partea cu privire la autoritățile statale că, sigur, nu prea s-au confruntat cu astfel de situații. A fost o situație inedită, vă dați seama, după atâția ani de libertate religioasă, să ai dintr-o dată o situație de restrângere. Era și normal să fie eror, dar nu la un astfel de nivel. Practic, totul a început de la primul decret al președintelui. Acesta a emis un decret în care se prevedea limitarea dreptului la libertate, dacă la circulație se prevedea și libertatea întrunirilor. Aceste drepturi au fost extrapolate ulterior prin acte subsecvente, vorbim de ordonanțe militare, au urmat niște ordonanțe militare care au mers mai departe și au spus că în
Între acestea se include și libertatea religioasă. Deși la vremea la care acele ordonanțe militare au fost emise de către ministrul de Lesort, nu exista nicio lege de natură organică care să prevadă limitarea libertății religioase în preajma sărbătorilor pascale. Și cele 18 culte recunoscute de lege sau cultele care sărbătoresc Paștele au fost puse în imposibilitatea de a își primi credincioșii la biserică pentru prima dată după ieșirea dintr-un regim totalitar. Lucrul acesta nu s-a întâmplat nici în perioada comunismului. Ați spus foarte bine că nu a existat un dialog și este de insistat pe aspectul acesta. Lipsa unui dialog din partea care ar trebui să vină din partea autorităților statale către cultele religioase recunoscute și, bineînțeles, către cetățenii care aderă la unul din cultele religioase recunoscute. Lipsa acestui dialog a generat emiterea sau adoptarea de acte administrative care frizează la ora actuală aproape, nu știu cum să numesc, nebunia. Pentru că să dai, să semnezi sau să avizezi ordine de ministru de resort care prescriu norme juridice, cum să se administreze Sfânta Euharistie, cum să se, eu știu, cum să se dezinfecteze vasele liturgice și așa mai departe, în condițiile în care biserica se bucură de autonomie și are anumite reglementări proprii, mi se pare un gest cu totul și cu totul ieșit din comun și care nu onorează până la urmă autoritățile statale. Este de înțeles, este adevărat lucrul acesta, că nu ne-am confruntat cu o limitare a libertății religioase până acum, dar consider că trebuia mare atenție acordată în acest sens. Și am să plec de la un exemplu care la prima vedere poate n-ar avea legătură cu subiectul nostru. Vă rog. Ajungând până la dumneavoastră la emisiune, am văzut în tramvai o persoană, de fapt un cerșetor, foarte murdar îmbrăcat, mirosea într-un anume fel și avea o mască la gură. Deși masca respectivă probabil o luase din gunoi, probabil, pentru că sigur nu avea bani să-și cumpere. Deci el era, sub aspect uman, era într-o stare deplorabilă. Deci dacă el, fiind într-o stare deplorabilă, are conștiința că statul îi poate face ceva, îl poate sancționa și în sărăcia lui alege să poarte o mască care poate nu respectă, cel mai probabil nu respectă rigorile și are conștiința aceasta, oricât de decăzut uman este, cred că și pentru stat în aceeași măsură trebuia să aibă conștiința faptului că dialoghează sau ar trebui să dialogheze cu cultele religioase și să aibă tot la fel aceeași conștiință și aceeași frică chiar, în a nu îngrădi în mod ilegal libertatea religioasă. La ora actuală nu vorbim de o încălcare, să spunem așa, neconstituțională a libertății religioase, ci de problema se pune sub aspectul legalității actelor administrative emise sau adoptate. Vorbeați mai înainte de persecuție. Este adevărat, nu suntem la nivelul persecuțiilor din Siria, să spunem, dar s-a ajuns la un anume nivel în care, încă de la începutul pandemiei și până în prezent, s-a dezvoltat ceea ce va ajunge să se configureze pe mai târziu sintagma de bullying religios. Și bullying-ul ăsta religios plasează cumva fenomenul acesta, presupune cumva punerea creștinilor într-o situație efectiv umilitoare, jenantă, de umilire publică, pentru că aceștia aleg, și nu numai creștinii, toate adepții tuturor cultelor religioase recunoscute de către lege, tocmai pentru faptul că ei aleg să-și exercite libertatea consacrată de Constituție. Și aici mă refer, din păcate, atât la posturile de televiziune, trusturile de presă care le alimentează acest climat umilitor. Avem sintagme în al preasfințitul X încalcă legea sau creștinii se înghesuie la pelerinaj în ciuda prescripțiilor legale și așa mai departe. Plus, terminologia folosită este foarte nocivă, spune, și chiar, a spune, discriminatorie. Cumpători de moaște, medieval, da. Troglodiții,
și tot felul de alte... Vite sau alte... Și este trist că lucrurile acestea vine tocmai din partea unor persoane, de fapt a unor formatori de opinie publică, adică din partea unor persoane care cumva ar avea, și nu cumva, chiar au responsabilitatea de a transmite adevărul și dacă au o opinie contrară, să o facă într-un mod, să o expună într-un mod decent și respectos, nu să jignească. Și lucrul acesta s-a acutizat foarte mult în perioada aceasta a pandemiei, creștinii fiind efectiv hăituiți în biserici, în case de adunare. Vine aici în minte faptul că în Suceava, dacă nu mă înșel, da, chiar un pastor a fost alături de doi preoți, a fost amendat. Deci vorbim de o adevărată vânătoare de vrăjitoare în cazul de față. Tocmai pentru faptul că, virgulă, cetățenii români aleg să, și nu numai, aleg să-și exercite libertatea religioasă consacrată de Constituție și pusă în aplicare de către legea organică. Ce aș adăuga, se vede clar că există un atac furibund. A existat și există în continuare asupra bisericii, asupra ierarhilor bisericii, la liderilor în general. Cu greu aședem în presa mainstream cu mesajele noastre și tocmai de aceea încercăm prin resursele proprii să ne facem vocea auzită, ceea ce facem și în această seară, tocmai pentru a da un semnal și a încurajare până la urmă, că și creștinii sunt niște oameni, ca oricare cetățean în aceste țări, care plătește impozite, care contribuie la dezvoltarea acestei țări și, bineînțeles, ar trebui să se bucure de aceleași drepturi ca fiecare dintre noi. Ceea ce se întâmplă este că întotdeauna am observat și odată cu apariția pandemiei acesteia de COVID s-a indus și încă se induce în opinia publică ideea aceasta, a spune eu, malefică, că bisericile, de fapt, creștinii strânși într-o biserică, indiferent de confesiune, sunt purtători de virus sau sunt cei care, prin nerespectarea, ca și cum toată lumea care se aduce acolo, și deși s-a demonstrat atâtea ori că în biserici poate este o regulă mult mai strictă, distanțarea se păstrează, oamenii sunt foarte atenți, nimic nu se încalcă. Ideea aceasta că creștinul, că biserica este din start vinovată, sau creștinul este vinovat pentru zădărnicirea, folosesc un termen juridic folosit astăzi, pentru zădărnicirea combaterii virusului COVID-19, este absolut strigătoare la cer. Este și strigătoare la cer și în același timp este neîntemeiată, pentru că sigur, și Biserica Ortodoxă Română, ca, aș spune, cel mai puternic, dacă putem spune așa, cel mai proeminent cult religios recunoscut din România, dar toate cele 18 cultele cunoscute de lege au aplicat cât se poate de bine și chiar cu sfințenie aceste reguli dictate de stat, pentru că, în general, cultele religioase nu sunt niște culte desprinse de realitatea socială și nu sunt, să spunem așa, inconștiente sau conducătorii cultelor religioase în a face ceva pentru a înmulți sau a crește riscul de infectare. Prin urmare, s-au luat tot felul de măsuri, s-au pus distanțări, s-au pus tot felul de bariere, chiar și la Sfintele Moaște, deși pentru creștini ideea aceasta de a săruta Sfintele Moaște, în general la creștinii ortodoxi și catolici, Sfintele Moaște nu vor fi niciodată purtătoare de boală. Din contră, ele sunt purtătoare de har și de vindecare și alungătoare de boli. Dar în ciuda acestui aspect, deși noi mărturisim acest adevăr, conducerea mitropoliilor respective au ales să bareze cumva contactul cu Sfintele Moaște și au ales ca după fiecare sărutare să dezinfecteze acea suprafață de plexiglas. Deci, până la urmă, cultele religioase recunoscute, toate cele 18 culte religioase recunoscute de către lege, au căutat să meargă pe acest limbaj al statului și să dea dovadă de înțelepciune și să cumva nu să-i cânte în strună, dar să meargă pe ceea ce statul a edictat. Și în condițiile acestea se presupunea că și statul trebuie să facă același lucru cu cele 18 culte recunoscute de lege. Iertați-mă că folosesc acest termen, dar el este foarte cuprinzător și
socotesc că e foarte nimerit. Este foarte bine să se știe, pentru că atât încât este această relație de, am spus-o, de acceptare, o relație legală până la urmă, da? Vorbim de cele 18 culte care sunt acceptate, aprobate, da? Sunt supuse, nu, deci nu sunt independente de ceea ce înseamnă statul român, s-au pus sub autoritatea acestei instituții care se cheamă Secretariatul de Stat pentru Culte. Deci există clar o relație instituțională foarte bine definită. Ca să știe toată lumea că nimeni într-o biserică nu face exact ceea ce vrea. Într-adevăr, se poate organiza, se poate desfășura, lua propriile decizii, dar în ceea ce privește relația cu statul, există o regulă, există o limită, o rânduială, da, să spunem. O rânduială, dar cred că aici statul cumva trebuia să acționeze altfel și să recunoască libertatea cultelor de a se organiza potrivit propriilor statute și de a-și manifesta autonomia recunoscută de către Constituție și aplicată prin lege, și statul trebuia să dea dovadă de condescendență și să lase cultele și să-și cel mult să emită niște recomandări, dar recomandări în adevăratul sens al cuvântului, nu recomandări obligatorii cum au fost emise, și o să discutăm despre acest aspect, și să lase cultele religioase recunoscute să-și dicteze niște reguli pentru a putea aceste culte să-și desfășoare în continuare libertatea religioasă de care trebuie să se bucure. Foarte bine. Excelentă discuție până acum. Mergem puțin mai departe și trecem la un alt aspect care a avut loc tot anul trecut, în anul 2020. Una din întâmplările care la fel a generat emoție, a generat zgomot, emoții și, bineînțeles, până la urmă a determinat ca statul să se retragă și să accepte, a fost pelerinajul de la Iași. Pelerinaj care practic a determinat și modul de lucru al pelerinajului de la București, da, de la Sfântul Dimitrie. Deci cele două evenimente au fost oarecum legate. El așa spune că în prima fază a fost un eșec, o încălcare totală a libertății de circulație, în primul rând, dacă vorbim despre lucrul acesta, pentru că și o discriminare creștinilor, față creștinilor și a celor care erau din Iași și din afara Iașiului, ca să spunem așa, pentru că practic, după câte mi-aduc aminte, cei care locuiau și aveau buletin, carte de identitate din Iași aveau acces, ceilalți nu aveau acces. Cum ați văzut dumneavoastră evenimentele de la Iași? Mă rog, acum știți, este pentru cei care au puterea, întotdeauna există tendința de a abuza de ea. Este abuz de putere, a puterii, să spunem așa. Este, să știți, un sentiment care te încearcă când știi că ai în mână un aparat administrativ și poți să-l folosești chiar și în situația de a limita anumite drepturi sau libertăți fundamentale consacrate de Constituție. Nu aș vrea să o numesc rea credință, dar a fost cumva o punere la încercare vis-a-vis de cultele religioase recunoscute. În ceea ce privește pelerinajul de la Iași, prin emiterea acelei hotărâri la nivel central, și mă refer la organul subsecvent Ministerului de Interne, și a unei hotărâri, deci la nivel central, o hotărâre la nivel local, prin care se îngredea mergerea creștinilor la pelerinajul de la Iași. Sigur, puteau merge acolo doar cei care aveau buletin de oraș. Practic aici a fost îngrădită în mod direct libertatea religioasă, vorbim de o nelegalitate a actului administrativ. De asemenea, vorbim din păcate și de faptul că emitentul actului administrativ poate răspunde în fața legii, pentru că ceea ce s-a întâmplat deci este inclusiv aduce cu sine și o răspundere. O răspundere, pentru că vă dați seama ceea ce s-a întâmplat acolo, această limitare nu poate rămâne fără o sancțiune, pentru că toți trebuie să ne exercităm drepturile și obligațiile cu bună credință și trebuie să respectăm legea.
Trist este că, deși a fost limitată libertatea religioasă, mi-am pus și o întrebare: cum se putea merge la Iași pentru orice altă problemă, dar să nu mergi la Iași ca să-ți exerciți libertatea religioasă, pentru că puteai foarte bine să fii penticostal și să vrei să te duci să participi la o slujbă la o casă de adunare penticostal din Iași și nu aveai voie. Sau te puteai duce la mult, te puteai duce la orice altă întâlnire de afaceri. Puteai face lucrul acesta, dar expres nu puteai merge la pelerinajul de la Iași. Prin urmare, vorbim aici, îndrăznesc să vorbesc aici chiar de un curaj administrativ din partea emitentului actului și chiar de o, să spunem așa, chiar de o jignire, o ofensă adusă celor care doreau să-și exercite libertatea religioasă. Deci implicațiile sunt foarte, foarte mari sub acest aspect. Așa este, aceasta este și părerea mea. Bineînțeles, după discuțiile avute, după presiunea, până la urmă oamenii s-au dus acolo și au insistat să... Și-au dat seama, probabil autoritățile, cele din urmă, au cedat și au revenit la gânduri mai bune. Lucru care nu s-a întâmplat la București. La București au fost lucrurile mult mai simple. Spuneam de pelerinajul de la Sfântul Dimitrie și nu mai mă spun de organizare. Și asta vă spunem noi, cei care privim din exterior ceea ce se întâmplă. A fost o organizare la București, a spune, foarte bună și pe lecțiile învățate se vede că dacă statul colaborează cu cine trebuie, și aici vorbim despre conducerea bisericii, dar și liderii spirituali, oamenii care știu despre ce vorbesc, atunci lucrurile se pot face. Ceea ce cred eu și vreau chiar să aud părerea dumneavoastră, dacă credeți că situația aceasta se putea evita, și probabil mă gândesc la cea mai simplă metodă de a face lucrul acesta, este de a colabora, de a discuta, chiar de a invita un expert, oameni care știu, inclusiv care știu legea, Constituția României. Deci, hai să spun, este vorba de câteva cunoștințe de tip basic, așa, primar, să știi că, de fapt, ceea ce faci tu este un act abuziv, care încalcă, până la urmă, libertatea fundamentale ale cetățenilor tăi. Este un mare pericol. Întreabă dacă nu știi. Nici o problemă dacă nu știi, informează-te. Este adevărat. Am spus-o și la începutul emisiunii. Este și aspectul că nu s-a lucrat foarte mult cu instituția restrângerii exercițiului unor drepturi sau libertăți, dar eu personal emit o părere. Cred că ne-am aflat și în fața unei persistențe într-o conduită care nu a onorat statul. Adică, după comiți o greșeală și totuși persiști în ea. Și singura concluzie care rămâne în picioare este că statul, de fapt, sau autoritățile statului, în ciuda existenței unor decizii constituționale care au spus foarte clar că exercițiul unor drepturi sau libertăți poate fi restrâns numai prin lege, tu alegi să adopți acte inferioare legii și să restrângi libertatea religioasă. Mi-aduc aminte de cazul de la Iași, unde s-a restrâns pur și simplu libertatea religioasă, a ajuns să fie restrânsă chiar și de un consiliu local. Deci am ajuns într-o situație de nedescris din punctul de vedere. Este un precedent. Ce s-a creat în anul trecut, au fost niște cazuri care în practica noastră sunt niște cazuri precedente, spunem noi, în cazul în care la oricare altă dată viitoare se poate folosi experiența trecută și da ca exemplu. Adică oamenii trebuie să știe. Și data viitoare oamenii chiar nu vor mai încerca să ceară pentru că știe că se va întâmpla. Deci, practic, abuzul dintre acestea repetate vă duce până la urmă la simpla obișnuința omului de a nu mai merge deloc, de a nu mai încerca să meargă. Și vă dau un exemplu și aici vă spun că mă doare foarte tare. Un efect pe care îl vedem și pe care l-am prevăzut. Noi am discutat cu mai mulți profesori în teologie și chiar purtători de cuvânt în care ne spuneau: oameni buni, să știți că după această perioadă de închidere a bisericilor, vorbim de perioada aceasta de stare de urgență, chiar dacă se va da drumul, să știți că mulți oameni nu vor mai veni. Da, chiar dacă se va deschide. Frica aceasta care a fost indusă și încă este, e încă în desfășurare, va genera o auto, să spunem, izolare a omului, a cetățeanului, până la urmă omul vrea să-și păstreze viața. Și de teamă omul nu va mai veni chiar dacă va fi invitat să vină. Exact, vorbim de o descurajare a libertății religioase,
din cauza unor măsuri care au fost, după părerea mea, nu, cu privire la acesta, nu s-a adoptat instrument, nu s-a aplicat instrumentul necesar care trebuia aplicat. Nimeni nu contestă că trebuie să existe niște măsuri în situații de criză, dar este foarte important să existe un dialog instituțional. Aș mai sublinia un alt aspect cu privire la această descurajare de care dumneavoastră vorbeați. Cu privire la acest aspect, preoții, pastorii, imamii, muftii și ceilalți rabinii implicați în exercitarea libertății religioase au fost puși în situația de a face selecție. În momentul în care numărul de persoane admise în interior era atins, ei trebuiau să închidă ușile. Vă dați seama ce era pe acești conducători de unități de cult să închidă ușa propriilor credincioși cărora le propovăduiește. O situație nemai întâlnită. Deci pui personalul clerical, îl pui într-o astfel de situație de a face selecția. Nu ți-asumi tu ca stat și lași responsabilitatea. Și atunci cetățeanul care este afiliat la acel cult religios recunoscut, ce va crede el despre pastorul său? Ce va crede el despre rabinul său? Și aș merge puțin mai mult. Nici măcar să fie vizitat nu avea voie. Știți că se spunea clar. Nu vă vizitați, nu mergeți din casă în casă. Păstorii, preoții au și rolul acesta de a merge la cel ce e bolnav să-l viziteze, să-i facă cele împărtășanii acasă, dacă e nevoie, știți cum e. Sunt tot felul de servicii dintre acestea pe care un păstor de suflet le face. Și asta a fost limitată. Deci, practic, nu te poți vedea cu omul nici acasă, nici în biserică. Aici este un alt aspect și aici o să mă refer la niște recomandări emise de două instituții publice. În primul rând, Secretariatul de Stat pentru Culte și Prefectura București au emis aceste recomandări, ambele instituții. Ceea ce este trist de constatat este faptul că, deși ele sunt numite recomandări, ele sunt postate pe site-ul ambelor instituții, ele, deși sunt numite recomandări, le poartă în conțin niște adevărate obligații. Expresiile se va face, este obligatoriu să se. Aceste sintagme exclud posibilitatea reținerii unor recomandări. Păi dacă este recomandare, recomandare să fie. Dacă este un act de dispoziție, dispoziție să fie. Ori în măsura în care tu numești aceste acte administrative, dacă le putem numi așa, recomandări și ele conțin adevărate obligații, prin urmare vorbim de un nonsens, vorbim de o ilogică instituțională, nu știu cum să o numesc. Și am găsit dacă... Este opțional obligatoriu. Opțional obligatoriu, da. Dar le-am și numit în unul din articolele care le-am scris, modestele mele articole, le-am numit recomandări obligatorii, pentru că ne aflăm, de fapt, în fața unei aberații administrative. Și acum sper să nu greșesc, dacă nu mă înșel, Prefectura București a spus la un moment dat, a spus acolo în acele recomandări, se va evita mergerea cu icoana, reproduc așa pur din memorie, o singură dată, ori de Paște, ori de Bobotează, și numai la solicitarea insistentă a credinciosului. Deci credinciosul sau, sigur, cetățeanul care este afiliat unui cult religios recunoscut care practică mersul cu icoana, va trebui în mod insistent să solicite ca preotul să meargă la el acasă cu icoană. Deci, iată, vorbim de o situație în care credinciosul este pus în situația de a, efectiv, de a se milogi de către stat, de către preot, ca să îi se exercite latura exterioară a libertății religioase. Este trist lucrul acesta. Deci, sintagma la solicitarea insistentă a credinciosului este una nefericită și care, încă o dată, nu onorează, din punctul meu de vedere, Prefectura București. Așa este. Și mergem cu exemplu, aș spune eu, suprem în ceea ce vrește încălcarea libertății religioase, este vizita aceea neplăcută pe care autoritățile au făcut-o în biserici, în timpul desfășurării serviciului divin. Știu că au mai fost încercări și în alte părți și aici
mi-aduc aminte de câteva exemple în care s-a evitat practic intruziunea în timpul slujbei. Dar au fost și cazuri, și dumneavoastră le știți foarte bine, atunci când nu s-a ținut cont de ceea ce se întâmpla în interior și autoritățile au intrat, au deranjat, dacă se poate așa, actul liturgic, și asta a produs multe neplăceri credincioșilor. Exact, este vorba, de fapt noi trebuie să știm un lucru. În legea noastră penală avem o infracțiune care se cheamă îngrădirea exercitării libertății religioase. Ea este prevăzută la articolul 381 Cod Penal și acolo se spune, între altele, că îngrădirea se vorbește de faptul că tulburarea ritualului religios al unui cult care se desfășoară potrivit legii se pedepsește. Deci, dacă noi ne aflăm, să spunem, într-o moschee, într-o casă de adunare, într-o biserică și se exercită un ritual religios, nu ai voie atât, nici statul nu are voie prin organele sale și autoritățile sale și nici cetățenii nu au voie să tulbure acest ritual religios. Deci vedem că legea penală conferă protecție ritualului religios pe care pastorul, rabinul, preotul îl exercită și noi trebuie să fim foarte atenți la lucrul acesta. Stând de vorbă, sigur, și cu judecători și cu procurori, am ajuns la concluzia și, sigur, n-am pus experiența mea, pentru că una este poate neconsiderabilă, dar am pus în vedere experiența acelor judecători cu care m-am consultat și au spus că însăși prezența jandarmului sau polițistului în spațiul bisericii reprezintă o tulburare a ritualului religios. Cel mai arhicunoscut, cel mai mediatizat exemplu este cel al Bisericii Sfânta Ecaterina, parohiei Sfânta Ecaterina din Constanța, unde deodată polițiști și jandarmi au intrat în timpul desfășurării Sfintei Liturghii în spațiul privat al unității de cult și au început să ia la purificat cetățenii care participau la slujbă. Lucrul acesta, după părerea mea, dincolo de faptul că acum putem spune că pe această infracțiune putem avea practică, și când spun la lucrul ăsta mă refer foarte clar la un anumit aspect, deci va putea fi activată această infracțiune, va putea face obiectul unei cercetări, unei urmăriri penale. Chiar și în altul Teodosie a afirmat în timpul slujbei, ceea ce faceți este un abuz. Deci, și dincolo de faptul că imaginele sunt postate pe internet, ne aflăm într-o situație de nedescris. Modalitatea în care putea polițistul sau jandarmul să intre în biserică era următoarea. În primul și în primul rând există, potrivit codului de procedură penală, avem două situații. Una de regulă și una de excepție. Regula o constituie aceea că polițistul poate intra într-o casă de rugăciune, moschee, biserică, sigur, în care acea clădire este proprietatea privată a cultului religios recunoscut, poate intra pe baza unui mandat de percheziție emis de judecătorul de drepturi și libertăți. Sau, pe cale de excepție, fiind o situație excepțională, în situația în care, să zicem, sunt probe ascunse care fac obiectul unei urmăriri penale sau acolo se ascunde chiar o persoană căutată. Sau o infracțiune în desfășurare. Sau infracțiune în desfășurare sau viața persoanei este pusă în pericol. Deci numai în aceste situații polițistul sau jandarmul putea pătrunde în acele spații private. Prin urmare, faptul că nu porți mască și vine polițistul și intră în biserică, este, practic, el invocă propria lui culpă pentru a constata culpa altcuiva. Nu intrăm în discuția măștii, aici excede de cadru, deși și asta este problematică și este de discutat, dar cert este că ceea ce acei polițiști au făcut la Biserica Sfânta Ecaterina din Constanța și în Suceava, reprezintă o faptă cu grave consecințe de ordin penal
nu numai pentru aceștia, pentru că trebuie să ne gândim că și ei săraci au familie. Și până la urmă, din câte am înțeles, în ultimul timp, polițiștii și jandarmii chiar s-au solidarizat cu cetățenii, pentru că și-au dat și ei seama că ne aflăm într-o situație inedită, dar pentru semnatarii ordinelor respective de percheziție, pentru că ceea ce s-a întâmplat acolo a fost o adevărată percheziție. Mai avem de tras, mai vedem că încă suportăm starea aceasta de alertă, a îmbunătățit puțin prezența și participarea la serviciile divine. Exact, statul. Dar încă mai e. Statul chiar s-a temut în ultimul timp să mai prevadă măsuri restrictive în domeniul libertății religioase. Probabil s-au făcut, au existat voci puternice în spațiu public care au pus în gardă statul și acum mă gândesc la acele două tipuri de recomandări emise odată de Secretariatul de Stat pentru Culte sau de Prefectura București. Ele nu au fost, ceea ce pot să spun de Secretariatul de Stat pentru Culte, ele nu au fost semnate prin act administrativ. Ceea ce înseamnă că a fost o cumva o frică de asumare a unuia care evident este, după părerea mea, restrictiv de libertate religioasă și pur și simplu au fost aruncate acolo. Deci cumva statul se teme. Ceea ce spun eu, nu trebuie să fim împotriva statului. Dar în momentul în care drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor sunt încălcate, pur și simplu trebuie să reacționăm, pentru că asta este atitudinea firească. Există un principiu în drept care spune puterea limitează puterea. Există o beție a puterii, trebuie să recunoaștem lucrul acesta și ea poate fi limitată prin, în cadrul instanței de judecată. Și trebuie să, pur și simplu, trebuie să ne apărăm și noi libertatea religioasă, pentru că dacă nu o facem, acest drept va fi considerat, cum există noțiunea în legislația internațională, în anumite legislații internaționale, essentials și non-essentials. Adică, la un moment dat, dacă noi nu ne apărăm libertatea religioasă, această libertate va fi considerată de către stat ca neesențială. Și atunci... Atunci vă puteți duce viața și fără ea și exact. Stați bine acasă că statul are grijă de tine. Domnule avocat, știu că sunteți expert în libertate religioasă, participați la diverse evenimente, cursuri, așa că una din necesitățile pe care eu o observ în România, în zilele noastre, este pe lângă mediatizarea aceasta de care este nevoie, este și o lipsă acută de informații. Credincioșii, practic, nu prea știu că au niște drepturi din ceea ce privește libertatea religioasă. Așa că, cred că aici vorbesc inclusiv despre autorități. Nici ele se vede clar, n-au știut ce înseamnă libertatea religioasă, că probabil dacă ar fi știut, ar fi aplicat altfel legea sau recomandările acelea cu ghilimele ar fi fost mult mai realiste. Așa că nevoia aceasta de mediatizare, de informare a publicului, a credincioșilor despre libertatea religioasă este o nevoie imensă în zilele noastre. Oamenii ar trebui să știe ce au voie să facă și nu și ce le este permis și nu. Și nevoia aceasta de pregătire, de cunoaștere, ar trebui făcută într-un anumit fel. Acum, despre această nevoie, știu că dumneavoastră, împreună cu colegii dumneavoastră de la For România, deja sunteți angrenați, ați început așa un proiect de pregătire. Dacă ne puteți spune ceva despre procesul acesta educativ pe care l-ați pus în picioare și pe care, cu siguranță, doriți să-l extindeți și în lunile și anii care urmează. Da, într-adevăr, este un proiect, să spunem așa, de încercare, un proiect pilot, însă chiar dacă este un proiect pilot, el este făcut sau desfășurat cu toată conștiinciozitatea de care este necesară a fi utilizată. Este un proiect demarat de Forb România, Asociație pentru Promovarea Libertății Religioase. Acest proiect este concretizat sub forma a 4 cursuri, este cursul din această seară de la orele 18:30 până la ora 21 va ține și mai este un curs care se va desfășura mâine seară, joi seară, de la 18:30 tot la 21. Curs care poartă numele Biserica în pandemie, este un titlu generic. Și sigur, rostul acestui curs sau scopul acestui curs este de a
educa, de a alfabetiza atât credincioșii, cultele religioase recunoscute de lege, dar și, sigur, autoritățile statului, de ce nu, cu privire la conținutul libertății religioase și cum toți acești actori să se raporteze la libertatea religioasă. Acest proiect, sigur, ideea acestui proiect i-a aparținut președintelui asociației, domnul Cătălin Raiu Dânsu, este și expert pe libertatea religioasă în cadrul OSCE. Și ne bucură lucrul acesta pentru că este un curs unic în România la ora actuală și este foarte important de popularizat nu numai între creștini, ci și între cetățenii care aderă la cultele religioase recunoscute. Deci oferim în acest sens îndrumare către toate cele 18 culte. Cultelor religioase însele, ca depozitare cumva, dar și autorităților statului. Și pot spune că am avut oameni cu înaltă, excluzându-mă pe mine ca să spun așa, dar au fost speaker de înaltă ținută academică și publică. Și e adevărat, în vreme de pandemie ne-am bucurat de o prezență relativ decentă, nu mică, dar sperăm să ducem pe mai departe acest curs, pentru că este un curs din ce în ce mai imperios cerut în societatea actuală. Este necesar un astfel de curs. Excelent. Cred că de aici să începem, de la educație, de la conștientizare. Da? Promovarea libertății religioase trebuie făcută într-un mod sistematic. Oamenii trebuie să știe ceea ce este, în primul rând, libertatea religioasă și care sunt drepturile care sunt incluse în această libertate. Noi suntem alături de dumneavoastră, de colegii dumneavoastră și încercăm prin mijloacele care le avem la dispoziție să dăm o mână de ajutor, atât prin emisiunile pe care le facem și de asemenea și prin alte activități pe care le vom mai face împreună. Ne apropiem de încheierea emisiunii. Aș vrea să concluzionăm discuția noastră din seara aceasta. Ce ar trebui să... Cum credeți că ar trebui făcut? Ce am putea spune aici la concluzii despre sfaturile pe care le-ați avea, indicațiile care credeți că ar trebui urmate, fie de noi, deci credincioși, fie de autorități? Cum vedeți dumneavoastră încheierea acestui capitol într-un mod, să spunem așa, elegant, decent? Cultele religioase recunoscute de către lege trebuie să dea dovadă de o mare deschidere în raport cu autoritățile statului, adică cumva toate cultele religioase propovăduiesc iubirea și acest lucru este de netăgăduit. Și cred că ar trebui să ștergem cu buretele toate aspectele negative care au avut loc și să încercăm să reconfigurăm relația stat-culte religioase și să încercăm să pregătim niște proiecte care sunt benefice la ora actuală. Cred că lucrul acesta este foarte important. Cred că trebuie să apelăm la specialiști, avocați, experți pe libertate religioasă, asociații care au ca scop promovarea libertății religioase. Și în felul acesta și statul ar avea de câștigat, pentru că își poate afla informații benefice și relația aceasta dintre stat și cultele religioase recunoscute nu va face o relație bună, nu va face decât să contribuie la dezvoltarea statului. Aceasta este principala concluzie, dar fără a neglija, sigur, cetățenii care doresc să-și exercite libertatea religioasă, pentru că în fost și la urma urmei ei au fost poate cel mai afectați de această îngrădire a libertății însăși. Domnule Zidaru, vă mulțumesc foarte mult pentru emisiunea din seara aceasta. A fost o onoare să stăm de vorbă, să înțelegem în primul rând libertatea religioasă și apoi să discutăm pe baza unor exemple clare. E mult de lucru, e nevoie mare pentru promovarea libertății religioase în România și pentru treaba aceasta avem nevoie de colaborare, de parteneriat. Credincioși, culte religioase, stat. Și lucrul acesta se poate face dacă
toate aceste trei componente doresc să facă lucrul acesta și cred că e de dorit să facă lucrul acesta. Noi vă mulțumim și cu mare drag vă invit și la o altă emisiune. Sunteți, să spunem, un om care are ce spune în zona aceasta și vă mulțumim foarte mult. Și eu vă mulțumesc. Stimați prieteni, încheiem emisiunea din seara aceasta. Vă mulțumesc foarte mult pentru că și de data aceasta ne-ați primit în casele dumneavoastră. Până data viitoare vă spun la revedere!